www.ex-press.ro. Ia pulsul Moldovei. Stimați sărbătoriți, ne aflăm astăzi aici pentru a sărbători unul dintre cele mai mari evenimente din viața unei familii, împlinirea a 50 de ani de la căsătorie. Acum 50 de ani ați răspuns afirmativ întrebării. De bună voie și nesilit de nimeni luați în căsătorie pe, de la acel moment deosebit de important, ați străbătut un drum lung, cu urcușuri și coborâșuri, cu obstacole, cu răscruci, cu vreme rea și vreme bună, întotdeauna împreună, întotdeauna sprijinindu-vă unul pe celălalt. Căsnicia este o încercare dificilă și mulți s-au dat bătuți, dar dumneavoastră ați abordat-o cu înțelepciune, cu puterea sufletească și cu multă iubire, iar acum, iată-vă, după 50 de ani, înconjurați de copii și de nepoți și spunându-vă, nu a fost ușor, dar a meritat. Sunt sigur că și pentru dumneavoastră, la fel ca și pentru multe alte familii, au existat momente de cumpănă în care credeați că totul se năruie în jur. Dar faptul că vă aveți astăzi aici, că vă avem astăzi aici, la un asemenea moment aniversar, arată că ați avut înțelepciunea și inspirația de a ști să alegeți drumul cel mai bun și luminat, care v-a unit și mai mult și v-a făcut mai puternici. Dumneavoastră sunteți un exemplu pentru generațiile mai tinere. Ne dovediți că și în acest moment, în care încrederea în valorile morale pare că a scăzut, rămâne eterne dragostea, înțelegerea aproapelui, uitarea de sine, puterea de a ierta și de a merge mai departe, cu tenacitate, înainte. Dacă ar fi să transformați în cuvinte rețeta unei asemenea longevități și fidelități, aceasta ar fi respectarea legământului căsătoriei făcut acum 50 de ani, încrederea și aprecierea reciprocă, cumpătarea, bună comunicare și iubirea sinceră. Mă bucură faptul că sunt atât de multe cupluri în municipiul Pașcani care au ajuns să sărbătorească nunta de aur. Atunci când am hotărât împreună cu membrii Consiliului Local Pașcani să vă sărbătorim într-un cadru festiv pentru împlinirea a 50 de ani de căsnicie, am dorit ca aceasta să reprezinte simbolul aprecierii noastre pentru ceea ce ați realizat până acum, pentru că ați trăit, ați muncit și ați contribuit la dezvoltarea municipiului Pașcani. De asemenea, țin să vă asigur că eu vă voi fi alături oricând îmi veți solicita sprijinul pe care vi-l voi da cu toată dragostea după propriile posibilități. Prima manifestare de astăzi, dorim ca în numele administrației publice a municipiului Pașcani să exprim admirația și respectul nostru pentru faptul că în dumneavoastră, generațiile care vă urmează au un exemplu demn de urmat. Vă mulțumesc pentru exemplul dumneavoastră, pentru puterea și curajul pe care ni le insuflați și vă doresc să aveți parte de sănătate, încurajați de dragostea celor apropiați și de prețuirea noastră a tuturor. La mulți ani! Gheorghe și Maria. Da, și să pregătiți. Da. Așa, pe... Următoarea familie a Petre, Gheorghe și Elena se pregătesc. Imediat după ce... Vă urez sănătate. Vă dea Dumnezeu. Încă pe atenție. Început.
să rămâneți un pic pentru fotografie. Hai, ne ghiți, vreau încoace. Unde-i rămas? I-a jucat pe ei. Da? Sau punea voastră la mijloc? Da, da. Iau la mijloc, da? Gata? Mulțumim! Familia Petrei, Gheorghe și Elena. Și Maria. Da. Acadinca Costache și Maria. Se pregătește apostol Vasile și Aurica. După ce se pregătește apostol Ioan și Floarea. Mulțumesc, Asenia. Sperăm să nu mai. Și apostol Ion și Floarea. Se pregătește apostol Ion și Elena. Apostol Ion și Elena. Se pregătește Paladion și Anica. La mulți ani. Elena, împreună. Haideți în partea aceasta. Stați așa. Fac o poză singură. Tante Elena, o poză. Balan Ion și Anica, se pregătește Bârsan, Constantin și Maria. Felicitări! Stați așa. Bârsan, Constantin și Maria. Singurica? Se pregătește Burgă, Constantin și Aurica. Burcă, Constantin și Aurica, se pregătește Bobolea, Vasile și Elisabeta. Este Bobolea, Vasile și Elisabeta? Atunci botezatul Ioan și Adela. Botezatul Ioan și Adela? Este Bejan, Dumitru și Ștefania. Este Cașcaval, Gheorghe și Aneta.
Se pregătește Constantin Miluță și Maria. Este Constantin Miluță și Maria. Nu? Duduman Grigore și Floarea. Da, Duduman Grigore și Floarea. Se pregătește Dumitru Marcel și Elena. Este Dumitru Marcel și Elena. Dumitru Marcel și Elena. Se pregătește Enache Gheorghe și Marioara. Oricum să nu plece nimeni, Enache Gheorghe și Mărioara. Se pregătește Grigoroia Ioan și Paulina. Grigoraie Ion și Paulina. Se pregătește Grecu, Vasile și Marița. Grecu, Vasile și Marița. Se pregătește Grigoriu, Constantin și Elena. Grigoriu, Constantin și Elena, da? Grigoriu, Constantin și Elena. Se pregătește Ionescu, Ioan și Elena. Este Ionescu, Ioan și Elena. Iftene, Dumitru și Aurora. Ionicioaia, Gheorghe și Barbara. După doamna Ionicioaia Barbara, se pregătește Iacobescu, Costache și Maria. Este Iacobescu? Irimia, Vasile și Minodora. Irmia, Vasile și Minodora. Se pregătește Lupașcu, Ioan și Aurica. Lupașcu, Ioan și Aurica. Nu este. Miron, Gheorghe și Elena. Nu este. Moglan, Mihai și Margareta. Moglan, Mihai și Margareta. Se pregătește Neamțu, Cucu, Neculai și Dorița. Este Neamțu, Cucu, Mihai și Dorița? Neculai. Nu. Pascal, Teodor și Anica. Este? Am să vă rog să nu plecați, să rămâneți la loc, o să serviți o cupă de șampanie alături de domnul primar.
imediat după ce terminăm festivitatea. Este Pascal, Teodor și Anica? Da? Așteptați un pic. Moglan. Așteptați un pic, întâi familia Moglan. Doamna, este Pascal, domnul primar. Moglan, sunteți sau Pascal? Pascal. Așteptați o clipă, domnul Moglan. Haideți, veniți la masă. Imediat. Felicitări. Asta este. Mulțumim, mulțumim. Familia Pascal, Teodor și Anica, acum. Urmează familia Panainte, Petru și Gica. Ce bun fără să nu ești. Familia Panainte, Petru și Cica. Urmează Rotariu Vasile și Victoria. Este Rotariu Vasile și Victoria? Nu. Urmează Radu, Dumitru și Olga. Familia Radu, Dumitru și Olga. După familia Radu, Dumitru și Olga urmează Radu, Mihai și Jenița. Radu, Mihai și Jenița, se pregătește Simina, Octavian și Eugenia. Familia Simina este? Urmează Similia, Constantin și Argentina. Mariana este? Nu, Ștefan, Ștefan și Valeria. Familia Ștefan, Ștefan și Valeria. După familia Ștefan se pregătește Teodorescu, Alexa și Ana. Ștefan, Ștefan, după care domnul Simina, Octavian. Familia Simina, Octavian și Eugenia. Domnul Simina, familia Similia este Teodorescu, Alexa și Ana. Teodorescu, Alexa și Ana. Familia Tapoc, Sava și Ileana. Familia Tapoc, Sava și Ileana. Bacaru, Vasile și Alexandrina. Da? Este? Familia Bacaru, Vasile.
Papa lui Vasile, da? Nu, Tavoc, Sava și Ileana, se pregătește familia Bacaru. Sava și Ileana, mă așteptați pe mine să se vorbesc aceste evenimente. Mă gândesc să se facă la mine. Imediat. Pic mai lateral, pic mai lateral. Mai ieșit, dar să iasă domnul bine. Familia Băcaru Vasile și Alexandrina. Se pregătește familia Voicu, Ilie și Anica. Familia Voicu, Ilie și Anica, se pregătește familia Tudorei, Dumitru și Georgeta. Voicu, Ilie și Anica. Țan. Familia Tudorei, Dumitru și Georgeta. Se pregătește a Tudorei, Gheorghe și Elena. Nu plecați. A Tudorei, Dumitru. A Tudorei, Gheorghe este? Familia Tudorei, Gheorghe și Elena. Se pregătește familia Burleac, Dorel și Maria. Este familia Burleac? Familia Cojocaru, Dumitru și Catinga. Este? Nu. Familia German, Mihai și Paulina. Nu. Familia German, Mihai și Paulina. După doamna German se pregătește familia Ghițu, Vasile și Lucreția. Familia Ghițu, Vasile și Lucreția. Se pregătește familia Asmarandei, Costache și Lucreția. Familia Smaranei, Costache și Lucreția. Se pregătește familia Amariei, Simion și Anica. Este familia Amariei, Simion și Anica? Nu. Și ultima familie, Cojocaru, Petru și Mandita. Cojocaru, Petru și Mandita. Încet. Domnul Cojocaru? Cojocaru. El e Cojocaru. Domnul Cojocaru? Aici. Felicitări. Dacă țineți asta așa și transmiteți doamna,
Mai este cineva care nu a fost strigat? Noi nu vă avem pe listă, trebuie să ne spuneți, ați depus cererea asta, da? Când? Numai să veniți să-mi spuneți numele. Ați pe listă. Din cei care a Mariei, Simeon și Anica, Cojocaru, Dumitru și Catinca, Burleac, Dorel și Maria, Similiar, Constantin și Argentina, Rotariu, Vasile și Victoria, Neamțu, Cucu, Neculai și Dorița, Miron, Gheorghe și Elena, Lupaș cu Ioan și Aurica, Iacovescu, Costache și Maria, Ionescu, Ioan și Elena, Iftene, Dumitru și Aurora, Constantin, Miluță și Maria, Bejan, Dumitru și Ștefania, Botezatul Ioan și Adela, Bobolea, Vasile și Elisabeta. Sunt reprezentanți prezenți care au venit special să dedice diploma la vreme. Da, slavă Bobolea, dar nu am putut veni. Niciun fel de problemă, o să... Deci, o să fie stricat, da? Dar cum să nu? Dacă mai sunt reprezentanți, felicitări, dar îți transmiteți felicitările noastre și urările de sănătate și tot binele din mine. Care se facă cu bolă și îi transmiteți. Mai este cineva? Mai este cineva care nu a fost strigat și este în sală? Da? Da. Nu, da? Nu a fost strigat, da? Nu, avem. Păroanu, Constantin și Florica. Mai este cineva în sală care nu a fost strigat? Eu vă urez sănătate, să dea Dumnezeu anul viitor să fie cu belșug în familia dumneavoastră, în țara noastră, că dacă țara e bogată, ar trebui și noi să fim bogați. Dar uite că nu întotdeauna suntem la același lucru. Doresc dumneavoastră sănătate, copiilor dumneavoastră, tuturor celor dragi și rugămintea să mă așteptați și pe mine să primească cinzele de la numele, de la căsătorie. O să servim o cupă de șampanie, după care o să ne retragem câteva momente alături să servim un sandwich, o mică gustare și să servim și un pahar de vin. Unindu-vă încă o dată, mulți ani și sănătate! Sunt deosebit de fericit și onorat că am avut posibilitatea astăzi, prin hotărârea Consiliului Local, de a amâna o diplomă și un mic premiu familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Cu acest prilej le-am urat și le urez în continuare sănătate, mulți ani, bucurie în suflet și în familie și anul care urmează să le aducă belșug în familie și nu numai în familie, dorim și în țară. www.ex-press.ro Ia pulsul Moldovei.